corupție mare acolo și sunt sate, nu toți au energie electrică. Republica Moldova trebuie să aleagă doi vectori, și anume partea rusă sau partea europeană. Dumneavoastră, care o credeți, cea mai benefică și cea mai actuală? Eu trebuie să trăiesc cu Isla, Ghinea și Coșeala. Trebuie să spunem că ne integrăm în Uniunea Europeană, da? Uh-huh. Asta nu înseamnă că stricăm relațiile cu Rusia. Nici într-o casă. Dacă am privi populația noastră, moldoveni băștinași, unde pleacă cel mai mult la muncă și la studii, la studii pleacă în România cel mai mult. Țările europene. Și țările europene la muncă. Eu am mulți neamuri acolo, că sora în România trăiește. Păi și cum spune că trăiește? E mai bine. Dar la ei o pensie mie de cunoști cât este? Este 3-4 ori mai mare decât la noi. Da. Și la dumneavoastră ce alegi? Rusia sau Europa? E că eu de pildă Rusia. Dar despre unirea cu România, dumneavoastră ce părere aveți? Nu. Din ce cauză? Noi suntem basarabieni din Basarabia. Integrare europeană. De acord. Dar din ce motiv sunteți de acord? Ce vedeți, ce e bun în asta? Da, și e bun. Granițele sunt deschise, granițele putem... Ne duce unii... Cunoașteți că în Uniunea Europeană salariile sunt mai mari, pensiile... Salariile mai mari, pensiile mai mari... Infrastructura mai dezvoltată, corupția mai scăzută. Da. Dar despre unirea cu România ce părere aveți? E de acord, suntem cetățeni. Toți suntem români, toți. Da, da. Și avem și cetățenii română toți. Dar cunoașteți că majoritatea țărilor europene, poate și toate, fac parte din blocul NATO? Cunosc. Ce părere aveți? Da? Noi dacă ne-am integrat și ne-am unit cu România... Da, ar trebui și noi să fim în NATO. Eu știu, nu chiar aș fi eu de acord cu unicul NATO. Dar, mă rog, asta nu depinde de noi. Tot forțele. Dar tot, adică nu ați fi nici contra, de acord, da, pro, nici pentru. Deci, dumneavoastră, într-un final ați fi de acord cu integrarea, da, și unirea. Da, integrarea și unirea, da. Părerea mie mai scurtă, știi cum e? Am un încredere mai n-ai nimeni, nu? Corupția, în poliție, în văstură și medicină. Și în procuratură, justiție, aici ei. Da? Unul din trei oameni susțin unirea cu România, dumneavoastră părere. Eu unul nu. Eu nu sunt contra. Dar tot așa să fie, teritoriul ăsta să fie administrat de către tot. Deci fim uniți, dar să avem autonomie. Autonomie. Mă rog, mare găgăuzi. Găgăuzi acum are, da. Nivelul de taj așa. Dacă așa, eu sunt precis, la noi pământul e mult mai, nu hai spune mult mai bun, dar e mai bun ca în România. Să noi suntem țară agricolă, agrară, da. Noi un trei foarte bine. Da.